Locurile din tribunele stadionului Marin Anastasovici nu au fost ocupate în totalitate niciodată de când Astra joacă la Giurgiu și tribunele au fost modernizate. Sunt premise ca partida de mâine cu West Ham să poată rămâne în istorie ca primul meci care a umplut tribunele la refuz. Două zile de la punerea la vânzarea tichetelor de acces pe Marin Anastasovici pentru meciul de joi au fost vândute aproximativ 3.000 de bilete. Luni la prânz, casierii anunțau 1.700 de locuri ocupate, iar astăzi la prânz 4.700, dintr-un total de 7.900 de locuri ale stadionului. Cum merg vânzările? Până astăzi, la ora prânzului, au fost vândute aproximativ 4.700 de bilete. Antrenorul Astrei a fost întrebat de către jurnaliști dacă stadionul se va umple la meciul cu West Ham. Răspunsul este unul Marca și Mudică. Sperați să se umple stadionul? Cu cine? Cu West Ham. Păi eu știu, sper să se umple. Mai vin și englezi, probabil. Sper să se umple, nu știu. Vedeți că... Sper să nu fie spectator de rezultat, fiindcă... Mai sunt niște echipe care au spectatori de rezultat și de stadioane, așa, dacă e stadionul frumos se duc 20-25 de mii, dacă e stadionul mai urățel le vine 2000.